Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Săgetător. Haideți să vedem. Zodia Săgetător. Văd că în această zi veți avea probleme financiare sau veți simți singuri. Veți avea nevoie de ajutorul altor persoane. E nevoie ca dumneavoastră ce să cereți ajutorul altor persoane. Vă văd în dificultate sau bolnavi, vă văd de jos cu moralul, adică triști. E ca și cum ori sunteți bolnavi, ori sunteți. V-ați pierdut speranța, să spunem așa, dar nu este momentul, dacă aveți un loc de muncă, nu este momentul oportun să schimbați acel loc de muncă. Văd că veți avea aceste dificultăți în această zi, dar să știți că speranța să nu pierdeți speranța, că mai există speranțe pentru dumneavoastră. Văd că veți începe din nou să munciți, veți începe din nou să munciți la proiectele voastre cu speranță, cu optimism. Văd că veți avea foarte mare maestrie sau veți fi ucenici, veți avea proiecte, da? Deci așa pe moment vi se părea, dar după aia veți lucra, să știți, veți avea un loc de muncă, va trece acele obstacole, acele dificultăți, le veți lăsa în urmă cu ajutorul altor persoane. Trebuie să cereți sfatul altor persoane, o femeie mai în vârstă, semn de pământ concretă, vă poate da o mână de ajutor, să vă informați cu atenție, da? Înainte să acționați. Cred că trebuie să începeți din nou un nou curs sau un seminar, să studiați pentru un nou proiect, da? Dar văd că veți fi mai entuziasmați, mai optimiști să urmați visurile voastre. Văd că e posibil să lucrați la un proiect și o persoană de gen feminin, o domniță în semn de perpec, leu sau săgetător, să vă ajute să vă alargați orizonturile, să liberați creativitatea care o aveți. A venit momentul ca dumneavoastră să urmăriți visurile dumneavoastră mai cu entuziasm, să spuneți așa. Să știți că această persoană va aduce optimism în viața dumneavoastră și creativitatea. Vă veți simți mai plin de energie, da? După aceea. Va începe ziua mai mohorâtă, să spunem așa, dar după aia va parcurge într-un mod mai vivace, să spunem așa. Veți termina seara cu energie, cu creativitate, cu entuziasm. Haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Săgetător. Să munciți în echipă. E nevoie ca tu să colaborezi cu alții pentru reușita în ce se privește această situație. E foarte important munca în echipă. E foarte important să cereți sfaturi altor persoane. Cu cine veți intra în contact? V-am spus să cereți ajutorul, să ascultați sfatul altor persoane, să comunicați, să fiți echilibrați în această zi. Acestea au fost puse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o zi cât mai plăcută să aveți, vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!